Bună ziua și bun regăsit, dragi prieteni! Vă spun din Moldova lui Ștefan, tocmai de la Botoșani. Primul popas o să-l fac la sediul Orchestrei Rapsozii Botoșanilor, aici unde unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți din această zonă, artistul Dan Doboș, își desfășoară activitatea atât în calitate de solist, cât și în calitate de manager al acestei orchestre prestigioase. Și am mai aflat ceva. În acest moment se fac repetiții. Sper să găsesc și sala unde se fac repetițiile. Nimeresc eu până la urmă. Orchestra populară profesionistă Rapsozii Botoșanilor. Văd acolo și studioul. Da, cred că se reflectă. Bună ziua! Bine v-am găsit! Da, nu este pe aici intrarea. Mergem mai departe. Și bine v-am găsit, artiști cu destine celebre, te salut, drag coleg și bine ai venit. Bine ai venit la Botoșani, bine ai venit pentru prima dată la Rapsozii Botoșanilor. Ce faceți? Repetăm. Munciți? Da. Și duminica se muncește? Păi atunci de spectacole, fi lumea liberă. Așa este. Ce faci, Dan Doboș, cum ești? Mă așteptai? A fost o surpriză să aud că vii la Botoșani. Plăcută? Sau foarte neplăcută? Plăcută, foarte plăcută, foarte plăcută. Ce să spun? Sunt foarte emoționat. Noi ne-am mai văzut la Etno TV, ne-am mai văzut la filmări, dar nu ne-am văzut la această emisiune frumoasă, Destinii Celebre. Și cu acești profesioniști pe care îi felicit din sufletul meu și vă doresc tuturor multă sănătate și succes. Felicitări tuturor! Să știi că aici sunt numai o parte din Rapsozii Botoșanilor. Familia ta de la serviciu. O parte eu din această familie numeroasă. Familia mea, zic eu, da? Aici, nu de la serviciu, familia mea, pentru că o mare parte din timpul meu îl petrec aici în instituția Rapsozii Botoșanilor. Cum este ca manager? Ok, domnul Dan? Da. Extraordinar. Nu v-a supărat niciodată? Tu ce spui? Este primul meu
director pentru Chiles Tinerel. Eu sunt cel mai nou membru al orchestrei. Deci nu se poate face o comparație. Tu ești cel mai tânăr aici în orchestră, nu poate să facă o comparație. Dumneavoastră? Eu sunt colaborator în altă parte. Am înțeles. Domnul Mândrișteanu, un gând pentru telespectatorii de la televiziunea Etno, care știți că vă iubesc foarte mult și pe dumneavoastră. Ce gând? Gânduri numai de bine, sănătate multă și Doamne ajută cu emisiuni multe înainte. Să dea Domnul așa să fie. Dan Doboș, mai ai treabă? Eu am terminat repetiția, ne pregătim pentru spectacolul de păi mâine. Păi vreau să merg la tine acasă, să-ți fac o vizită și să scormonesc prin cufărul cu amintiri, ce zici? Ai emoții? Dacă vrei să vii acasă, cu mare drag. Dar să știi că povestea dacă vrei să vii acasă, păi de ce am venit eu în Botoșani? Da, povestea mea este numai o jumătate de poveste, pentru că nu am chiar așa banii, ani de cântec foarte mulți și nu cred că sunt... Celebritatea se dobândește în timp, tu ai muncit pe drumul cântecului și ai reușit. Altfel nu erai aici, nu? Făceai altceva. Asta nu pot să spun eu, trebuie să spună numai telespectatorii și spectatorii noștri dragi. Ai brodat frumos prin cântecele tale, mult succes în continuare. O să mergem la tine acasă. Dumneavoastră vă doresc tuturor multă sănătate, spor la treabă și să ne revedem cu bine și la Etno TV. Să veniți acolo să ne acompaniați și pe noi, de ce nu? Doriți, maestre? Da, sigur, dacă ne invitați. Cu multă plăcere. Începe povestea de acasă. Zi frumoasă, la revedere! Ai văzut niște colegi extraordinari? Da, mă bucur. Îți place Botoșani? Foarte frumos. Și oamenii sunt foarte primitori, iubitori de folclor, asta îmi place foarte, foarte mult. Mie îmi place că este un oraș aerisit, foarte aerisit. Așa este. Foarte multă verdeață. Dan Doboș, după ce ți-am vizitat casa de la serviciu, am ajuns și aici unde crezi, unde îți găsești liniștea, în căsuța ta frumoasă, pentru care ai muncit mult. Încă o dată bine ai venit în Botoșani, să știi că emoțiile n-au trecut și sper să te simți bine în casa mea. Te-ai îmbrăcat și de sărbătoare, este foarte frumos, o cămașă autentică. Mulțumesc!
un adevărat săran, așa cum spunem noi, un om venit de acolo, de undeva, știi de la țară. Eu sunt mândru că am venit de la țară. Și eu la fel. Și chiar vorbesc cu drag de satul meu unde am copilărit, pe unde am fost, am vorbit cu mare drag de sătenii mei, de consătenii mei, de oamenii din sat care sunt niște oameni extraordinari cu suflet mare. Și să știi, Aurel, nu prea știu de răutățile acestei lumi. Trăiesc în lumea lor acolo cu bunele și cu relele dumnealor din sat. Tocmai de aceea pornim poveștile noastre și ne raportăm de fiecare dată la locurile natale. Tu unde ai văzut lumina zilei? Eu am văzut lumina zilei într-un sătuc de pe malul Prutului, numit Ghireni, când părinții mei erau încă în putere și vreau să-ți spun că am avut o copilărie foarte, foarte, foarte frumoasă. Și îndestulată? Și îndestulată, pentru că au știut părinții să... În copilăria noastră, cât am avut copilăria, să muncească pentru noi și să ne aducă câte, eu știu, câte un dulce, deci dintr-o bucățică ne dădea la toți și eram foarte mulțumiți. Cum s-au numit, cum se numesc părinții tăi, dacă mai sunt în viață? Mama, Dumnezeu să ierte, s-a numit Ortansa și tata este în viață, încă trăiește, Gheorghe, are numele sfânt. Mama ta este la ceruri? Mama a plecat acum 4 ani la ceruri, n-am putut să o salvez, a făcut un accident vascular, în 2 zile am pierdut-o, poate așa a vrut Dumnezeu, dar eu sunt sigur că de acolo de sus te veghează. Mă veghează și mă și ajută câteodată. Te gândești cu plăcere la anii copilăriei, ai spus puțin mai devreme că a fost o copilărie frumoasă. Foarte frumoasă. Te-ai scăldat în... M-am Prut? Scăldat în Prut, m-am scăldat că aveam vreo 5 iazuri pe lângă sătuc, pe lângă sat, aveam balta lată la nord și iazul de la ferma Casnaleuca la sud. Și când veneau ploi vara, veneau ploi mari, știți, ploile de vară, da. Așa, câteodată se rupea izitura de la iazul de la balta lată. Și venea pește pe părău. Era o distracție. Ai avut foarte multe locuri de joacă acolo, în satul tău natal, da. Unde era și mai multă puritate. Dacă s-a mai păstrat puritatea și în prezent, mă bucur. Eu cred că s-a păstrat. La sat încă se mai păstrează și mai ales acolo unde, cum să spun, copiii oamenilor din sat au plecat în străinătate. Dar revin în sat cu mare drag. Revin în sat la părinți, cei care au părinți, cei care nu au părinți, revin în sat la casa părintească. Care nu se vinde niciodată. Care nu se vinde niciodată și dacă îți mai faci un loc ușor lângă casa părintească, este foarte, foarte frumos. Revii la rădăcini și asta contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, pentru că acolo unde am venit pe lume este locul în care găsim foarte multă energie pozitivă pentru a merge mai departe pe drumul vieții. Și de da, aceea eu când mă duc la Ghireni, indiferent cât stau în sat, când mă duc la Ghireni, mă încarc. Îmi încarc bateriile și după ce plec de acasă, de la casa părintească, nu știu, sunt alt om. Câți copii sunteți la părinți? Am fost. Ați fost? Am fost, pentru că am fost 9 și din 9 am mai rămas 7. Doi frățiori? O soră și un frate plecat la cer. De multă vreme? Da, sora a făcut 8 ani și fratele a făcut 2 ani de zile. Al câtelea copil la părinții ești? Stai să mă număr. Păi numără-te. Mariana, Titi, Rasim, Niculina, Iliana. Al șaselea. Nu știu, al șaselea sau al cincilea. Depinde, mama nu mi-a spus cine ieșe primul, eu sau sora mea. Pentru că eu sunt geamă. Ești din Gemeni? Da, sunt din Gemeni. În zodia Gemenilor, și pe 14 iunie. Sora geamănă? Daniela. Daniela. Eu Dan și sora mea geamănă Daniela. Dan și Daniela? Dan și Daniela. Semănați? Semănăm, aducem un pic. Fizic? Fizic aducem un pic. Dar la caractere sunteți diferiți? Eu am luat-o pe drumul meu, i-a rămas în sat acolo, este căsătorită. Nu cred că suntem diferiți de caractere, cred că avem aceleași caractere. Cum era copilul Dan? Năstrușnic. Cât de năzdrăvan? Obraznic. Obraznic? Obraznic.
Și vreau să-ți spun când, na, ca mama mai mă dojenea, mai îmi dădea câte o palmă, acum am înțeles cum este voi, zbați copiii, că nu știu ce se întâmplă. Dar ceea ce mama, când îmi dădea mama câte o palmă sau m-a ducea pe drumul cel drept. Dar, cum să spun, în 86, părinții mei au adus acasă un pick-up. Da. Așa. Și a luat și o placă de vinil pe care era Ion Dolănescu și Tiberiu Ceea, celebru duet. Așa este. Și acolo mi-a plăcut acea melodie, Măicuță, nu mă certa. Măicuță, nu mă certa, măi, că o să plec din casa ta, măi. Voi trece de-a lulă și culmea și o-i cunoaște cum e lumea. Și atunci, mamă, ți-o fi dor de mine. Ei, când mama mă dojenea, când mă, știi, cum sunt mamele. Așa, dar tot cu iubirea de mamă. Mama a fost casnică, tata a muncit. Ce a muncit? Tata de, deci era la îngrijitor la o fermă zootehnică în Cotușca. Pleca dimineața 4 km, la ora 4 se trezea și venea seara la ora 8. Dai seama, venea obosit. El se punea la televizor. Era 11 guri de hrănit. Da, da. Și se punea la televizor. Ne mai chema pe lângă el și ne spunea povești. Deci tata avea acea... La gura sobe. Ne venea, ne aduna pe toți și ne spunea povești seara. Câteodată adormeam, câteodată nu adormeam. Se înțelegeau bine părinții tăi? S-au înțeles foarte bine, s-au iubit. S-au completat unul pe altul. Când aveau probleme, se sfătuiau. Se puneau la spate și se sfătuiau. Când nu ajungeau banii, se sfătuiau cărei persoane sau cărui copil să ia de îmbrăcat. Pentru că nu putea să ne îmbrace pe toți odată. Purtați unul de la celălalt? N-am purtat unul de la celălalt. Nu. N-am purtat unul de la celălalt. Fiecare și-a purtat hainele. Numai că... Până se rupeau. Și după aceea, altele noi de Paște. Ne lua de Paște haine noi. Și apoi când au crescut frații mei și surorile mele, erau domnișoare, domnișori, aveau prioritate. Vă înțelegeați bine între voi, frații? Ne-am înțeles foarte bine. Înțelegem bine, chiar dacă fiecare a mers pe drumul lui. Este unitate în familia voastră și asta contează cel mai mult. Auzi murgul neghezând și cu potcoava bătând în măi. Nechează și parcă mi spune și ai cu inimă stăpâni. Când s-au eu te-am purtat la mulți mândri din sat, măi, măi. Da și murgule blastamat într-o sară mai purtat, măi. E drojdie de cultură pură, ingredientul care îi dă berii un gust atât de echilibrat.
Hai că avem noroc! A ieșit și soarele! Noroc! O drojdie de cultură pură pentru un gust echilibrat. Noua semana mi-a depășit toate așteptările. Noua semana oferă parfumuri mai puternice și pline de prospețime decât înainte. Formula super concentrată oferă cu până la 42% mai multe spălări. Cea mai bună semana de până acum, peste așteptări. Fiul nostru Costin s-a decis. Vrea să se facă urs când o să fie mare. De ce? Pentru că ursul are grădină în povești. Așa că am sunat la Provident, am luat un împrumut și am amenajat pe bucata de pământ moștenită la țară o grădină de legume și fructe și un loc de petrecut weekend-uri în aer liber. Alege împrumutul care te lasă să alegi. Sume între 500 și 10.000 de lei. Rate fixe săptămânale sau lunare. Sună la 021-275-7575 sau trimite SMS la 1805 și te sunăm noi. Libertate. Armonie. Protecție. Confort. Siguranță. SemiActiv absorbe rapid umezeala și neutralizează mirosurile neplăcute. SemiActiv și fericit. Recomandat de Asociația Română de Urologie. Mățișor, s-a întâmplat ceva? Sunt mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspacardin te poate feri de palpitații. Când ești constipat, eliberarea vine din natură. Pentru normalizarea tranzitului, alege tot ceva natural. Formula unică Senalax cu Sena și Crușin are dublă acțiune pentru un efect laxativ rapid. Senalax plus Crușin. Primul remediu natural atunci când ești blocat. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Port proteză dentară, însă nu foloseam crema adezivă. Într-un final, la nunta fiicei mele, m-am decis să încerc crema adezivă Corega. Corega a trecut testul cu brio. Proteza nu s-a mișcat deloc și nu a pătruns nimic sub ea. Corega ajută la fixarea protezei dentare până la 12 ore și împiedică resturile alimentare să pătrundă sub ea. Datorită cremei Corega, am uitat de proteză. Acum folosesc Corega în fiecare zi și sunt din nou eu însămi. Bestial de bune! Gelatrin este o marcă internațională cu peste 10 ani de cercetare științifică și inovare. Benefic în cazuri de disconfort articular sau muscular. Gelatrin Extract Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă ai ști că fără ficat nu se poate trăi, cum l-ai ajutat să-și păstreze funcțiile normale? În viziunea noastră, Inocel este un pas fundamental în menținerea sănătății ficatului. Seleniul organic și vitamina C din Inocel contribuie la protecția celulelor hepatice de stresul oxidativ, susținerea metabolismului energetic și reducerea oboselii. La baza creierii substanței brevetate Inocel sunt studii științifice realizate timp de circa 20 de ani. Inocel. Bucură-te de sănătate, bucură-te de viață. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Poți fi sufletul petrecerii, chiar și zilele delicate. Eu pun vată peste absorbant pentru extra protecție, dar tot nu mă simt în largul meu. Când pui vată peste absorbant, îi acoperi centrul care reține lichidul și îl transformă în gel. Always folosit fără vată deasupra, te protejează de până la 5 ori mai bine împotriva scurgerilor. Accept provocarea. Fii sufletul oricărei petreceri. Always te protejează de până la 5 ori mai bine. Lie, lie, ciocârlie, rămân a voastră Marie. O serie de spectacole grandioase oferite de Maria Ciobanu publicului drag. Alături de frumoasa familie și de prieteni artiști cu nume mari, Ciocârlia Cântecului Românesc pornește într-un turneu de retragere memorabil prin marile orașe ale țării. 9 martie la Craiova, 10 martie Râmnicu Vâlcea, 12 martie București, la Sala Palatului, 14 martie la Bacău și 15 martie la Iași. Vor cânta cu drag pentru Maria și pentru dumneavoastră Leontina Văduva, Camelia Ciobanu Filip, Doinița și Ionuț Dolonescu, apoi Steliana Sima și Mariana Ionescu Căpitănescu, Gelu Voicu, Mioara Velicu, Gheorghe Turda. Prezentatorul spectacolului, Gelu Voicu, acompaniază orchestra Doina Basarabiei, condusă de maestru Valeriu Cașcaval. Lie, lie, ciocârlie, vine a voastră Marie, la Craiova, Vâlcea, București și Bacău. Cum să te relaxezi în câțiva pași simpli? Desfaci un ciucaș, turbea, te lăsat ușor pe spate și aștepți relaxat să vină primăvara. Trezirea. Te caută un ciucaș rece. Ciucaș. Să înceapă relaxarea.
Încearcă fixarea superioară a adezivilor Fixodent Plus. Îți ajută proteza dentară să se comporte asemenea dinților naturali. Astfel poți să mănânci chiar și alimente tari. Fixodent. Fixare puternică pentru o senzație de dantură naturală. Ultimul lucru pe care mi-l doresc este mătreața. De aceea folosim Head & Shoulders. Îndepărtează mătreața și formează un scut invizibil care protejează scalpul în mod continuu. Protecție garantată în fiecare săptămână, lună, an. Fără mătreață pe viață. Alătură-te acum mișcării România fără mătreață. Cer mostra gratuită online. Încearcă Head & Shoulders. Că s-ar întoarce roata vieții. Unde ai oprit-o? Acolo unde mi-am pierdut mama. Acolo m-am rupt eu. Și te-ai îmbolnăvit după moartea mamei tale. Atac de și panică. Și după multă suferință. Eu umblu cu moartea în sân în orice secundă a vieții mele. Coloana de sus. Te doare și coloana. De sus... Atacuri de panică faci. Da, da, sufletul aici... te doare. De murit vrei să mori. Sunt terminat. A fost prima fată de care te-ai îndrăgostit, Paula? Da. Am iubit-o, o iubesc și am să o iubesc și dincolo de moarte. Dar nu mai pot convicei cu niciodată. Trecutul meu este trecutul meu, iar prezentul îi aparține Anei. Cu ce te-a cucerit, Ana? Cu simplitatea ei, cu toleranța ei, cu răbdarea ei, cu frumusețea ei. Ești gelos? Un tâmpit de gelos. Toată viața ai fost gelos? Toată viața. Vreau totul doar pentru mine. Crezi în destin? Cred în destin. Păi el te poartă peste tot. Ai Cred. Multă treabă, Marian Mexicanu. 9 vieți dacă aș avea. N-aș vrea decât să am copiii mei care i-am acum, părinții și acordul. Mare, mare bucurie! Toată lumea vreau să știe că duminica viitoare, ferișori și ferișoare, avem trupă de trupă, uitați-vă aici! Hei, rupto-boi, 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 jo-bunții! Frunzuliță, chinitea, ma-la-la-la-la-la-la-la-la! Mopi, Doamne, pe lume, în viață să faci doar bine! Noi merem după mireasă, la-la-la-la-la-la! La voi am venit, voi bucurați că am să cânt mai să vă vesele, cu jobul povinesc! Am făcut la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Așa că nu uitați, duminică, de la ora 15, la Cuvărul, înainte! Tot înainte! La școală ai mers? Ți-a plăcut să înveți carte? Mi-a plăcut să merg la școală. Am avut parte de o învățătoare extraordinară, doamna Georgeta Vaida, și dumneavoastră este prima persoană care mi-a îndrumat pașii spre cântat. Te-a descoperit? La școală la fel, cântam. Tot și cântecul doamna... acesta îl cântai, da, și la tot școală, cântecul la acesta. Ăsta a fost primul cântec care l-am cântat la serbare. Doamna Georgeta Vaida m-a auzit și m-a pus la serbare. În familia ta mai cânta cineva? Sora cea mare a cântat. Dar nu a mers pe drumul cântecului popular. Nu a fost să fie așa. Cred că așa a vrut Dumnezeu. Păi s-a căsătorit și... lui. Dar cânta foarte frumos. Eu cred că cânta mai frumos ca mine. Mai am câte o bunică din sat, o vecină, care are vreo 80 ceva de ani și spune, mai cânt frumos, sora ta cânta mai frumos ca tine. Asta știu eu ce spun. Clasele 1-8 le-ai terminat 1-8 în satul natal? 1-8 în satul natal. Și după aceea? În clasa a 4 am început să cânt și după aceea am început, eram veliciu serbărilor care se făceau la școală și la căminul cultural din sat. Și tot acel cântec l-ai cântat și atunci? L-am cântat, după aceea am auzit că eu am mai spus-o și repet, am crescut cu muzica
soliștilor de peste Prut, cu muzica lui Nicolae Sulac, cu muzica lui Valentina Cojocaru, Zenaida Julea, Mihai Cioban, Nicolae Glib, fiind foarte aproape, prindeam toate spectacolele care se televizau din Republica Moldova. Norocosule. Da. Și la televizor, când se dădea acel program de la 8 la 10, la noi, la români, da, eu prindeam programul de partea cealaltă și aveam parte de muzică de calitate, păi, de spectacole, de spectacole adevărate cu orchestra lăutare de partea cealaltă, cum este Nicolae Bodulos. Țin minte spectacolul extraordinar de partea cealaltă, realizat de orchestra lăutare și doamna cântecului popular bocovenean Sofia Lucoveancă. Păi cântețele dumnealor ți-au făcut copilăria și mai frumoasă din punct de vedere muzical. Frumos, da. Ai și amintiri mai puțin plăcute din acea perioadă, Dan Dobos? Nu. Nu, am avut o copilărie, nu să spun, ne trezeam dimineața, aveam grădina plină cu meri, cu peri, cu pruni și vara ne trezeam dimineața și plecam la prima oră, alergam, ne trezeam, cine se trezea mai repede ca să prindă merile cele mai frumoase și cele mai gustoase de acolo din grădină. Foarte frumoasă copilărie. Dacă ar fi să mă întorc acum la anii copilării, ar fi, nu știu... Ți-ar plăcea? Mi-ar plăcea să revin și să fiu copil. Țin minte când îmi făcea mama ale vânci. Doamne, o nebunie! Ai terminat clasa 8-a, ai plecat la liceu? Am terminat clasa 8-a și am vrut să plec la liceu. Și ai vrut? În 89, dar da, eu am vrut să plec la liceu și am și plecat la liceu, dar este o poveste foarte interesantă aici. Eu vreau să urmez liceul de muzică. Eu m-am înscris la liceul de muzică la Botoșani. Am plecat acasă la mama. M-am întrebat, unde te duci? La Botoșani. Unde? La muzică. Ha, muzică trebuie, ții. Ha, mie îmi trebuie tata, când a venit și a spus mama, tata îmi spune, Buzău, măti, greier plângă casă îmi trebuie? Că tata, pe timpul foamei, a plecat în Oltenia. Și copilăria și-a petrecut în Oltenia. Și el, când a revenit în Moldova după armată, vorbea oltenește. Vorbea oltenește și vorbește oltenește, mai rupe din graiul oltenesc și să știi că dansează oltenește foarte frumos. Greier îmi trebuie plângă casă. Eu ce să spun, am început să plângă, am plecat a doua zi la școală. Îți doreai foarte mult. Eu îmi doream să fac muzică. Na, îți dai seama, eram alintat, eu eram mica vedetă din Ghireni. Și până la urmă? Așa, am plecat, Dumnezeu să le ierte, domnul diriginte, profesorul de matematică buriană, m-a văzut plângând la școală și spune, de ce plângi, mă? Ce să plâng? Uite, mama vroia să mă duc să învăț meserie. Nu credea că se poate câștiga sau se poate trăi din muzică. A luat-o în cabinetul școlar, nu știu ce i-a spus, mama nu mi-a spus, atât mi-a spus, te duci la Botoșani, dacă nu e examenul, acasă nu ai ce să tragi. M-am prezentat la examen, am Aurelian, am fost penultimul, media 8,62, cu media 8,60 s-a tras linia. Deci cu 8,60 s-a picat la liceul de muzică în 1990. Ai avut noroc. Am fost foarte fericit, a fost... Nu ți-ai dezamăgit nici părinții? Nu mi-am dezamăgit părinții, dar... Părinții n-au avut grija mea. Eu am plecat din sat, am ajuns la liceu, am plecat la internat și am încercat să... De ce nu ai locuit la surioara ta? De ce nu am locuit la surioara mea? Pentru că am zis eu că este mai bine la internat. Eram cu, virgulă, colegii de cu colegii tăi cu de acolo, de la liceu, cei care erau clasă, interni. Colegii din clasă, nu? Da. Aveam colegi de la Doropoi, aveam colegi din... Erai mai liber? Liber nu prea, pentru că aveam program la internat. Am avut un pedagog foarte sever, care, să știi, noi aveam un program foarte flexibil la liceul de muzică, aveam studiu după amiaza. Pentru că la liceul de muzică am intrat și am studiat trombonul. De ce acest instrument? Așa au considerat dumnealor, aveau nevoie să, cum să spun eu, de instrumente în orchestra școlii.
Și te-ai lipit de trombon? Așa m-a repartizat, la trombon. Am făcut 4 ani de zile. Ca să fac liceul de muzică, am făcut trombonul. Ai avut profesori foarte buni. Am avut profesori foarte buni și chiar am făcut pregătiri cu doamna Cojocaru pe parcursul liceului. Am avut profesori foarte buni la toate obiectele. Nu stăreai gardul, știi, tu să mai pleci prin oraș la un film? După ce ai terminat liceul, ce ai făcut? După ce am terminat liceul, am plecat în învățământ la Coțușca. Am predat, am fost profesor de muzică suplinitor din 94, deci în iulie am terminat, am dat vacuum. Așa, mama nu a avut nicio problemă. Dar să-ți spun cum, când am venit eu acasă de la intrarea la examenul liceu, când am venit acasă, era într-o vineri și mama nu dormea la amiază. În ziua aceea a dormit. Era îngrijorat că eu am plecat la examen. Și i s-a arătat o femeie în negru de la poartă spre casă. Asta mi-a povestit-o mama. În vis? În vis. I s-a arătat o femeie în negru. Mama plângea și femeia o întreabă, dar de ce plânge Ortanțu? Mama spune, cum să nu plângă? Sunt îngrijorată, băiatul e la școală, nu știu, a luat examenul, nu a luat examenul. Și femeia respectivă îi spune, să știi că băiatul tău a luat examenul și vine acasă. Mama a crezut că așa a crezut ea și eu trebuie să-i dau crezare, pentru că dacă a spus mama litere de lege, cred că a fost Sfânta Linie. Așa a fi fost. Știe bunul Dumnezeu mai bine, dar tu intrasei la liceu. Da, am intrat la liceu, am terminat liceul, am dat bacul în iulie, în septembrie m-am încadrat profesor suplinitor la liceul din Coțușca. Bucurie mare pe sufletul predat... tău. Da, vreau să spun că am ajuns pe scările de la școala de la Ghireni și stăteam și mă gândeam, Doamne, aici am învățat și acum eu trebuie să predau muzica la elevi. Stăteam și mă gândeam, oare ce planuri mai are Dumnezeu cu mine? Și într-adevăr a avut planuri multe. Am predat 2 ani de zile. Din 2 ani și ceva, aproape 3 ani, din 94 până 97. Era exigent? Da. Da, ca profesor am fost exigent. Vreau să spun că acum am lăsat și un băiat corigent la muzică. De ce? Tocmai de la ce muzică să lași un corigent. Era obraznic. Te-a supărat pe tine. Era obraznic și ieșea din clasă. Și am vrut să-i arăt că tot profesorul este acela care... Și dacă avea talent, acel copil obraznic? Culmea că nu a avut talent. Nu a avut nici talent. Nu a avut nici talent. Și când n-ai nici talent, mai ești și obraznic. Câte-i omul divoinic, îl dă jos paharunic, îi ca hoțul de șerăt, dar eu încă nu m-am văd. Găl, 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 șelicalic, păhăruț cu fundunic, de-ai și totdeauna plin. Găl, găl, găl și în curând s-aud din cană curgând. Păhăruțu-i cât un pui, ia ca este, ia ca nu-i. Cauți norocul din partii, uiți că el ți-i scris în carte. Îl poți cata orice unde, poți îl strâși și nu-ți răspunde. Cine-l găsești nu știi, el nu-i numai bogății. Nu-ți mai trec pe la portiță niciodată pe înserat, n-ai să mă auzi iar fluierând. Draga badei mândruliță, mă fac azi că te-am uitat, dar nu pot să mi te scot din gând. Viața e frumoasă dacă-i un noroc, dar ție nu-ți pasă că e oar în foc. De ce ai plecat din învățământ? Am plecat în armată. Unde? Am plecat în învățământ pentru că m-am înscris la conservator la Iași, la Canto, secția Canto, și erau 30 pe un loc. Și nu ai intrat? Și 30 pe un loc. Și la Canto s-a intrat, am înțeles că în perioada respectivă a intrat un băiat
am înțeles că tata lui a dat cheile unei mașini acolo. Adică cu pile? Cu pile, bani, cu pile, cu relații. Plicuri, cu mașini, cu știu, apartamente. Cu... Așa am auzit. Păi și cu talentul? Acum, nu știu, aș vrea să văd acea persoană care a intrat, mi-aș dori să văd acea persoană care a intrat la conservator, ce face dumneavoastră acum. Nu ai cunoscut-o? Nu am cunoscut-o, nu, pentru că eu am văzut că... Și m-au picat la proba eliminatorii. Crezi că acela a fost locul tău, ocupat de altcineva? Nu, cred că așa a vrut Dumnezeu. Tu ai fi dat bani să intri dacă aveai? Dar nu aveam cum. Nici nu aveam de unde să dau bani. Dacă aveai? Nu, pentru că eu mă las în... Deci m-am lăsat în viața asta în mâinile lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu aceea o să fac cu viața mea. Pentru că noi suntem oameni care veniți pe pământ cu o anume misiune, zic eu. Ai plecat în armată? Am plecat în după armată. După aceea, unde? Am plecat în armată la Bacău, am făcut stagiu militar, deci perioada de 6 ani. Aproape de casă. Da, după care am revenit în Suceava, la centru militar Suceava. Cine te-a ajutat să revii în Suceava? Am avut un domn major din Ghireni, dumnealui la centru militar județean la Botoșani, am plecat la dumnealui și am spus, vă rog, eu aș dați-mă ca să fac armata mai, să fac o armată mai ușoară. Cine scria în armată? În armată? Am avut și scrisori. De la cine? De la niște fete din sătucul meu, drag. Tu, un băiat chipeș? Probabil curtai și multe fete. Sunt eu. Știi că de curtat am curtat, dar sunt o persoană timidă. Nu sunt chiar așa de vai de mine, nu mai pot eu. Vedeți că vine Doboș și toate femeile stau la picioarele lui Doboș. Toată viața ai fost timid? Dar nu sunt timid cu fetele. Nu. Am fost așa cât la 18-19 ani. Ei, după 22 de ani, 23, deja... Te-ai mărit, te-ai mai maturizat. Am început să umblu din floare în floare. Prima dragoste nu se uită niciodată. De cine te-ai îndrăgostit prima dată? De o fată din Ghireni. De la tine din sat? De la mine din sat. După aceea ea a plecat la facultate, eu am plecat în armată și... Ai rămas cu dorul. Am rămas cu dorul, este plecată în străinătate, este căsătorită. Dar ai suferit. Da. Puțin. Să știi că Gemini suferă. Dar suferă un anumit timp, după care se reseminează și iau totul de la capăt. Și ai terminat și armata. Am terminat armata, dar când aceea? Eram profesor la în comuna mea, maestru Ioan Cubulă venea cu orchestra Rapsozii Botoșanilor, fiind director și dirijor, vedea spectacole la Cotușca. Și eu am îndrăznit să mă duc la dumnealui în culise și a spus, maestre Cobălă, sau domnul Cobălă, nu mai știu cum m-am adresat. Am și eu voce. Cânt. Era atunci topul tinerilor întreprinderi de muzică populară. Și spune, da, ia vină să te ascult. A luat acordeonul, m-a ascultat. Bine, treci săptămâna viitoare pe la orchestră. Și am trecut la orchestră, după aceea am plecat în armată, am rupt legătura cu rapsozii, maestru Cobălă, și înainte de a termina armata, am primit un telefon în armată. Cu de la săptămână cine? Înainte. De la cine crezi? De la maestru? De la maestru Cobălă. A sunat la centru militar la Suceava, a cerut să vin la telefon, m-a întrebat când termin armata, era în 1998, în luna februarie, între 10 și 20 februarie, pe 21 m-am liberat, m-a întrebat când termin și am spus o săptămână. Și îmi spune, te aștept pe la mine, pe la orchestră. În acel moment am știut că maestru Cobulă mă va angaja. Până atunci nu mai cântase nicăieri, nu ai fost la niciun concurs? Am fost în armată la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie. Da. Și tot așa, am venit la maestru și am spus, maestru, ajutați-mă că uitați, m-am înscris la un festival la Cluj, la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie. Și dumneavoastră spune, da, o să te ajut, dar știu eu pe cineva care o să te ajute mai bine decât mine. Și? Și m-a îndrumat la doamna Mariana Conceru,
cred că o știi pe doamna Maria Mahancelu, așa, ne era referent la Casa de Cultură a Sindicatelor. Și ce premiu ai luat atunci? Am luat diplomă de participare. A contat foarte mult și da, participarea pentru că ai câștigat experiență. A contat foarte mult, a fost primul meu festival. Ai plecat imediat la orchestră, am plecat la orchestră, maestru și? L-am căutat pe maestru, mi-a propus colaborarea cu Rapsozii Botoșanilor și pe 28 aprilie 1998 am devenit solist cu acte în regulă prin concurs la Rapsozii Botoșani. Un vis al tău, mai un vechi, a devenit realitate. Împlinit. Da. Ce ai simțit în acel moment? O mare bucurie. Mi s-a ocupat postul de profesor de muzică. Deci a avut grijă cineva să-ți ia locul. Să aducă un învățător, pentru că învățătorii au dreptul să predea muzică, desen și educație fizică fiind plătiți calificați. A fost bine. Da, a fost bine. Și în acea perioadă, dar nu mai erai pe drumul cântecului popular. Nu mai eram. Dacă nu trebuia plecam să în armată, destinul acesta. Dacă nu plecam în armată și dacă nu mă suna maestru Cobulă din armată să mă aducă la Rapsozii Botoșanilor, nu. Cum ai fost primit la orchestră de către colegii de cântec mai mari decât tine, de către vreau să instrumentiști? Vreau să spun că unii n-au avut încredere. De ce? Eram o persoană slabă, aveam 22 de ani, îmi vedeam de locul meu. Deci dar nu aveai talentul tău. Știi, binecuvântat câteodată, de către Dumnezeu, știi, câteodată cu glas frumos. Câteodată unele persoane îți recunosc talentul, alte persoane nu se recunosc talentul. Dar colegii s-au purtat frumos cu mine, nu pot să spun, s-au purtat frumos. Unii au fost sceptici, alții au avut încredere, dar cel mai important lucru pentru mine a fost acela că maestru Cobul a avut încredere în mine. Și publicul care te-a primit frumos. Publicul și persoanele, doamna Mariana Honceru, care și dumnea ei a fost persoana care te-a susținut. A avut și m-a susținut. Am avut o susținere și un rol important în parcursul meu artistic l-a avut doamna Daniela Condurache. Daniela Condurache este prima persoană care m-a luat de mânuță și m-a dus la o televiziune. A văzut în mine acea persoană care va face ceva pe drumul cântecului popular. A venit, l-a întrebat maestru Scobulă, maestru, uitați de ce am venit eu. Deși nu era angajată la Rapsozii Botoșanilor, era angajată a Ministerului de Interne, la Ciocârlia, în București. M-a văzut și a spus, vreau băiatul ăsta să vină cu mine la televiziune. Și ai mers. Și am mers. La acea emisiune de succes? Da, la acea emisiune de succes. Vreau să spun. Din acea vreme? Prin zădem de Bobnăut, câți mândri am iubit, nimeni nu m-a știut, că a fost mândri din cuvânt. Nici la focul nu le-a spus, nici știi-vă și-a discus, care după voia sa, pe mine m-a judicat. Auzit-am din bătrân, dacă nu-i bun gardul cu schii, hai când e vorba de iubit și cu schii de servit, mă! La mândra gurul din prag, să merg țara de-o podrag, la alta sub foi din nu, mă duceam ca să mă acol. La primul cucurigat, mergeam cu el învințat, nevestile m-auzau, calea mie n-o țineau. Vai, săraca nevestică, cum dă gurița cu frică, mă? Vorba tu să nu o știi, dacă-i faci și chelea hârtii. Nevasta părul barbat, parcă-i cald bischericat, care-i umblă nopțâli și țătă-ți rădinili. Are foc la papușei, dacă-i chiși în mâna ei, ești ca puiul jumulit, fără chid de fiuit. Iar pe doamne când acazu, preiolă fi macobrazu, mă, păi și dacă o iubit-o leacă, n-o și lumea mai săracă, mă. Multe mândri am iubit, dar de vremea covinit, numai una să-mi aleg, la biserică să merg. Pe cap să-i pun, să ne faci traiul bun, dar toată popana știi, la el când mă-i spoviti. Frunze verde trist ca ieti, n-o să mai merg la feti, mă. Dacă câte o nevastă-i bună, păi dacă câte o nevastă-i bună, că la nimeni n-o să spun. Te-a
dacă s-ar întoarce roata vieții, unde ai opri-o? Acolo unde mi-am pierdut mama. Acolo m-am rupt eu. Și te-ai îmbolnăvit după moartea mamei tale. Atac de panică. Și după multă suferință. Eu umblu cu moartea în sân, în orice secundă a vieții mele. Coloana de sus. Te doare și coloana, de sus... atacuri de panică faci. Da, da, aici... Sufletul te doare, de murit vrei să mori. Sunt terminat. A fost prima fată de care te-ai îndrăgostit, Paula? Da. Am iubit-o, o iubesc și am să o iubesc și dincolo de moarte. Dar nu mai pot conviețui cu niciodată. Trecutul meu este trecutul meu, iar prezentul îi aparține Anei. Cu ce te-a cucerit, Ana? Cu simplitatea ei, cu toleranța ei, cu răbdarea ei, cu frumusețea ei. Ești gelos? Un tâmpit de gelos. Toată viața ai fost gelos? Toată viața. Vreau totul doar pentru mine. Crezi în destin? Cred în destin. Păi el te poartă peste tot. Ai Cred. Multă treabă, Marian Mexicanu. Nouă vieți dacă aș avea. N-aș vrea decât să am copiii mei care i-am acum, părinții și acordeon. Mare, mare bucurie! Toată lumea vreau să știe că duminica viitoare, ferișori și ferișoare, avem trupă de trupă, uitați-vă aici! Hei, rupto-boi, 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 jobu-mi fi frunzuliță, tine-te-ia, la 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 O pipoane pe lume, în viață să faci doar bine, noi merem după mireasă, la 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 voi am venit, voi bucura să cam să când mai să vesele, cu jobu-mi vine. Am făcut la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Așa că nu uitați, duminică, de la ora 15, la Cuvărul, înainte! Tot înainte! Când ați format acel trio de succes, Daniela Condurache, Cornelia Ciobanu și da, Dan Doboș. La trio de succes a venit concursul moștenitori. A fost înainte concursul A fost înainte concursul moștenitori. Cum ai ajuns acolo? Cine te-a îndrumat să mergi? Doamna Mărioara Murărescu. Nici n-am crezut niciodată că o voi întâlni pe... Cum te-a descoperit dumneai? A venit și a făcut preselecție la Botoșani. Și nu te-a recomandat nimeni? Maestru Cobână... Când a venit la preselecție, a spus, vom vedea, dar am un băiat care, sigur, trebuie să participe la moștenitori la concurs. Am cântat, i-a plăcut, am concurat la faza județeană, am luat faza județeană, am mers la faza pe țară, din 30 de moștenitori, s-au făcut în 30 de orașe, 30 de ediții, din 30 de ediții s-au strâns toți moștenitorii la Teatrul Ion Dacian în București. Vreau să spun că în 99, pentru prima dată am văzut eu București. Și pentru prima dată am văzut metroul. Atât de târziu? Da. Și cum era Bucureștiul pentru tine? Un oraș. Un oraș? Un oraș ca celelalte orașe, clădiri mai mari, cu, cu bulevarde, cu multă lume, eu știu, nu te-ai impresionat nimic? Aglomerație, nu m-a prea impresionat pentru că trebuiam să ajung în Piața Unirii și eram agitat, pentru că dimineața când am... Tu aveai țelul tău. Eu aveam țelul meu. Când am vrut să iau trenul, am muncit așa de mult încât m-am culcat, zic eu, pe la ora 2:30 și am pierdut trenul. Am pierdut trenul din Botoșani. Când am ajuns, trenul era plecat de 1:15. Și un taximetrist mi-a spus, hai că-l prindem. Am plecat la... ajută-mă să prind trenul. Hai că-l prindem. Unde? La trecerea de cale ferată spre Suceava, la hotarea dintre Botoșani și Suceava, la Verești, acolo când se pune la barieră, conductorul de tren încetinește trenul ca să-i dea, cel care pune bariera, îi dă niște acte.
și atunci poți să urci în tren. Deci 20 secunde, 30 secunde, trenul încetinește. Și ai făcut așa? Și am ajuns cu taxiul acolo, am urcat în tren, am prins trenul spre București, am foarte fericit. Mă duc la concursul moștenitor în București și ți-am spus, Bucureștiul m-a impresionat ca oraș. Dar eu aveam probleme numere și trebuie să rezolv. Ajuns să ajung la Teatrul Ion Dacian. Cum a fost acolo? Ce să spun? A fost foarte, foarte, foarte greu. Foarte greu. Știam că este o bătălie foarte mare, 30 de moștenitori, dintre care numai 9 trebuiau să fie selectați. Juriu foarte juriu exigent. A fost foarte exigent. Format din specialiști. Andreea Stoia, doamna Emilia Comișel, domnul profesor Oprea, nu mai știu cine a mai fost în juriu. Foarte mult. Dar așa, a fost juriu specialiștilor, juriu presei și juriul telespectatorilor. Am intrat în scenă, am doinit, am fost cu rapsozii botoșanilor în spatele meu, maestru Ian Cobâlă, spectacolul live. Am doinit, vreau să spun, țin minte când am intrat în concurs. Am început să cânt, s-a rupt filmul. Știu când am ieșit din concurs. Nu mai știu ce am făcut pe scenă. Ce ai făcut, ai făcut bine. Dar doamna Honceru, când am revenit și îmi spune, când am venit de la București, îmi spune, știi, indiferent cum au cântat concurenții, ai cântat doina Dumnezeiești. Mă, Bănuț, ultimul, al nouălea, dar ești. Nu ești nici primul, nu te aștepta să iei trofeul. Nu te aștepta să iei locul 1, locul 2, locul 3, eu știu, mențiunea 1, mențiunea 2. Ultimul. Dar vei fi. Nu vor putea să treacă peste interpretarea care i-a dat un concurs. Asta spunea dumneavoastră. Ce simțeai tu? Asta mă interesează foarte mult. Eu n-am știut ce am făcut. Am văzut când s-a dat filmarea. Am văzut când s-a dat filmarea și eu ce să spun, așteptam verdictul. Și care a fost? După ce s-au terminat de dat edițiile, am mai făcut o ultimă ediție, doamna Mărioara, Dumnezeu s-o odihnească, și a dat toți moștenitorii. După care, la finalul emisiunii Tezaur Folcloric, a început să anunțe. În urma aprecierilor din partea specialiștilor din presă, a telespectatorilor, a scrisorilor trimise la redacția de televiziuni române, s-a dat verdictul. Și am fost ultimul, al nouălea, dar am luat. Ce reprezintă acest trofeu pentru Dan Dobuș? Reprezintă tot. Acesta este trofeul moștenitorii. Reprezintă tot pentru mine. Ți-a schimbat destinul? Da. Muzical. Concursul moștenitorii a fost intrarea mea în televiziunea română. Doamna Mărioara Mărărescu organiza spectacole în diferite locații, în diferite te plăcea, orașe. Dunei, pe tine? Nu știu, am căzut așa drag. Îmi plăceau. Îmi spuneam, măi, ce ochi albaștri. Împreună cu colegii mei a trebuit să căutăm în videoteca televiziunii acele prime înregistrări cu Dan Dobuș. Pe vremea când era concurent în concursul moștenitorii și mai ales acolo unde s-a clasat printre primii 10 în gala moștenitorilor, în prima gala a moștenitorilor.
Concursul moștenitor este concursul care pe mine m-a făcut artist. Fiind angajat, fiind solist profesionist la orchestră profesionistă a Rapsozii Botoșanilor, am zis, am moștenitorii, am girul. Dar a mai fost cineva? Da. Deci, și aici revenim. Nu știu la cine te referi, că au fost foarte multe persoane. Dar unul foarte important, care a îmbrăcat foarte frumos ceea ce ai cântat tu de fiecare dată, care a vorbit frumos despre tine, știu, și doamnei, știu, știu. Marioara Murărescu. Știu. Un om care își dorea Maestru să iei acest trofeu. Cum îl descrii pe maestru, în câteva cuvinte? Un om care și-a dorit, maestru Cobulă și-a dorit ca eu să nu fiu solist. Și-a dorit să fiu artist. Eu din solist să devin artist. A modelat oameni. Vedea în maestru Cobulă a fost un om care vedea artistul din față. Și este. Deci vedea artistul și este. Și este. Vedea artistul din față. Dacă aveai potențial, el căuta artiști. El nu căuta soliști. El toată viața dumnealui a căutat artiști și a adus la orchestra Rapsozii Botoșanilor artiști. L-ai dezamăgit vreodată? Da, cred că l-am dezamăgit când m-am înscris la concurs pentru manager la Rapsozii Botoșanilor. Și cum l-ai împăcat? Este supărat pe tine în prezent? Nu este supărat. Dar? A revenit la Rapsozii Botoșanilor. Ce să spun? A făcut multe pentru mine. Spune ceva în acest moment. Maestre, dacă ar fi să dau timpul înapoi, poate m-aș răzgândi. De a fi director. Nu este ușor să fii director. Și acum înțeleg ce ați făcut dumneavoastră o viață la Rapsozii Botoșanilor. Ia privește. Maestre, de peste 40 de ani de zile a fost dirijorul orchestrei Rapsozii Botoșanilor. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această orchestră? E greu de zis în câteva cuvinte, dar dacă vreau să leg activitatea mea de genericul emisiunii noastre, aș zice că aici s-au format adevărate destine celebre. Exact. Dacă vreți, pornim cu Laura Lavric, Anton Achiță, Daniela Condurache și cei de astăzi, toți soliștii de la Rapsozii Botoșanilor. Care credeți că e destinul
orchestrelor din România în 2016? Au fost perioade bune, perioade mai puțin bune. Întotdeauna colectivele din această breaslă, în momentul de ziare, au strâns rândurile și astăzi avem în țară câteva orchestre care fac cinste nației. Câteva exemple. Banatul, Gorjul, Oltenia, Baia Mare, Oradea, Clujul și în Moldova, Ansamblul Ciprian Porumbescu, Rapsodii Botoșanilor, mai nou Vasluiul, care revine frumos, și mai nou apar tineri de excepție și trupii de excepție, cum este Mare Zorilu cu orchestra sa. Pentru că protagonistul emisiunii Destine Celebre de astăzi este Dan Doboș, am dorit să vă întrebăm cum l-ați cunoscut și ce v-a determinat să-l ajutați în cariera artistică. L-am cunoscut la un spectacol. A zis că când și eu, ei vine să te ascult. M-am bucurat că era instruit, terminase un liceu de muzică și de aici până la Rapsos a fost un drum scurt. A zis, mergi întâi, termin armata, veți armata, după care te întorci la noi și vom vedea. A venit, a avut și noroc, a apărut în momentul potrivit la Rapsos, când am selectat să se prezinte la Tezaur Folcloric, l-a văzut doamna Marioana Mărescu și din acel moment drumul lui a curs frumos și a zburat singur. Ca solist este cunoscut, dar în calitate de manager, cum îl vedeți? Oricine început este greu, o spun din propria experiență, dar se pare că este pe drumul cel bun. Are până acum câteva acțiuni deosebite și dacă o ține așa, totul va fi bine pentru el și pentru instituții. Ce gând îi transmiteți în emisiunea Destine Celebre? Să facă în așa fel încât cei din instituție să strângă rândul în jurul lui, pentru că numai așa instituția poate funcționa performant. Mulțumim și cât de curând emisiunea Destine Celebre va poposi și la dumneavoastră acasă. Mulțumim, vă invit în primăvară pentru că am o locație care se pretează bine. A fost pentru mine un tată, va rămâne ca un tată pentru mine. Îl consider ca un tată adoptiv pentru că el m-a luat. Mama, tata n-au știut că eu voi merge la Rapsodii Botoșani. Și atât, un lucru vreau. Cât voi fi la Rapsodii Botoșanilor să fie alături de Rapsodii Botoșani. Este multă valoare acolo. Să vorbim puțin și despre trio. Daniela Condurache, Cornelia Ciobanu și Dan Doboș. Da, am mers la televiziune cu doamna Daniela Condurache și dumneavoastră, așa, fiind dumneavoastră un pic mai cu viață și așa, ce spun, ia să fac eu ceva. A văzut în mine o voce bună, a văzut în colega mea, Cornelia Ciobanu, care acum este manager la Centrul Creației, o salut pe această cale. A văzut în noi doi, eu știu, o șansă de a ne lansa pe amândoi. Pe și de a face o formulă bună. Și de a face o formulă bună, un trio bun. Pentru că este foarte greu să răzbați în televiziune. Dumnezeu a găsit acea metodă. De a vă introduce de a și ne pe introduce, voi. Și să știi, este mare lucru ca un solist consacrat să întindă mâna unui tânăr. Și cam rar se întâmplă așa. Din păcate. Din nefericire. Așa. Dar eu am avut această șansă. Și v-ați bucurat de foarte mult succes. Și m-am bucurat de succes. Am fost la festivalul Calates împreună.
Am fost la, nu mai spun, toate televiziunile din România le-am bătut cu acest trio. Foarte multe spectacole. Prima dată s-a numit Dorința și se numește Dorința pentru că pe lângă noi doi, eu și Cornelia, am mai găsit acea metodă de a mai aduce tineri. Și am mai luat doi tineri, pe Iulian Cojocaru, da, pe Lorena Dupu și pe sora lui Iulian Cojocaru. Așa, copiii domnilor Cojocaru de la Popas, da, la Curăni. Și îi salutăm cu respect, au multă grijă de noi, da, sunt speciali din toate punctele de vedere. Sunt niște oameni extraordinari și salut pe această cale, să vă țină Dumnezeu așa cum sunteți dumneavoastră. Și s-a mărit grupul vostru. S-a mărit grupul nostru, am cântat la festivalul Calatis. Ei, aici tot prin doamna Daniela Condorache am cunoscut-o pe mămuca, pe doamna Florentina Sarmari. Și Dumnezeu te-a ajutat. Și Dumnezeu m-a ajutat și individual pe tine, și după individual, aceea. Da, da. Și mai sunteți în această formulă? Mai cântați împreună? Mai cântăm. Nu ne-am despărțit. Nu, cântăm melodiile care le avem în PSD-ul Lumea Toată Ne-a Îndrăgit, cântăm în această formulă. Daniela Condorache v-a ajutat foarte mult și în mod special pe tine, pentru că da, sunt în casa ta mulțumesc. Și vorbim despre viața sunt ta. Mulțumesc pentru ce nu ai spus făcut, niciodată? Că îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Maestrului Cobâlă, doamnei Condorache, doamnei Mariana Honcero, doamnei Elize Stan, doamnei Niculina Merceanu, doamnei Mărioara Mărărescu, Dumnezeu să ierte. Deci sunt oameni care Dumnezeu mi-a scos în cale. Imprimări câte ai? Eu n-am mers pe ideea de a face CD-uri. Dar pe ce idee ai mers? Eu am mers pe ideea de a face melodii. Și câte melodii ai? Până în prezent am vreo 50. De unde le ai? De melodii. De la orchestră, fiind solist angajat, trebuia să-mi fac un repertoriu. Ai cules cântece? Ai și creat? De creat, Aurel. Acum, hai să fim sinceri, nu sunt mai... Sunt care creează. Dar prin culegeri nu prea găsești. Și tu, de unde ai adunat cântece? M-a ajutat doamna Hongeru. Tot deci, maestru, da, maestru Cobulă a creat melodiile. Doamna Hongeru, din colegiul de folclorist, un foarte bun folclorist, și doamna Hongeru, cunoscându-mă, a făcut textele, mi s-au potrivit ca o mănușă. Sună goarna de răsună, sună goarna de răsună, plăcăi în sate adună, ia adună la primărie, li spun că au hârtii cu drum lung de cătănie, cu drum lung de cătănie. Dumnezeu mi-a dat această doină. Felicitări! Și ce urmează? Urmează pentru că alături de maestru am proiecte mari, anul ăsta, să fie o surpriză. Ai multe surprize? Am multe surprize și am multe proiecte cu maestru Cobâlă. Ne-am adunat
Cum ai ajuns manager la Orchestra Rapsodii Botoșanilor? Maestru Cobol a ieșit la pensie. Mi s-a propus de către fostul președinte al Consiliului Județean Botoșani. Ți-a surâs această idee? Prima dată nu. Și de ce ai luat această decizie să particip la concurs? De ce am luat această decizie? Putea fi bine, putea să fie și foarte rău pentru tine, pentru cariera ta. Știu, dar a fost un moment de răscruce pentru Rapsodii Botoșani. De ce? Pentru că... Era orchestra în impas? Maestru ieșind la pensie... Intervenea politicul, probabil? Da. Da, și a fost mai bine ca cineva din interiorul Rapsodilor să preia orchestra. Și te-a convins cineva sau ai luat această inițiativă tu, Dan Dobos? Eu am spus, dacă maestru Cobulă nu se înscrie la concurs, eu particip la concurs. Îți este greu în această funcție? Ai multe responsabilități? Nu este ușor. Nu este ușor, dar responsabilitățile care le ai trebuie să ți le și asumi. Care este atmosfera de la serviciu? Este o atmosferă plăcută. Plăcută. Am niște colegi, zic eu, sunt foarte buni, dar în același moment sunt și dificili, ca persoană. Pentru că eu vin din interiorul dumnealor. Dacă veneam din afara Rapsozilor, era altceva. Te poți impune? Dar nu încerc să mă impun. Dar? Eu încerc să cum să spun, să fiu ca o persoană care nu trebuie să te impui. Trebuie să fii un bun, eu știu, ca și un colaborator cu ei. Chiar de pe funcția care o ai, de manager. Te-a schimbat funcția? Nu. Și nici nu mă va schimba niciodată. Foarte bine. Dar, cum să spun, sunt anumite decizii care trebuie să le iei într-un moment dat și când cineva sare calul, cum se spune pe românește, mai mult decât așa, câteodată mai dai câte un avertisment scris. Te simți iubit la serviciu? Da și nu. Trebuie să fie și nu. Da și nu. Câteodată sunt colegi care mă iubesc, altădată mă urăsc. Câteodată cei care mă iubeau când mă urau ceilalți, mă iubesc sau mă urăsc acum când mă iubesc ceilalți. Aveți activitate multă? Avem activitate foarte multă. Trebuie și foarte mai multă promovare. Atenție. Da. Trebuie promovare și cred că... Acest proiect face parte dintr-una dintre surprizele pe care ni le pregătești, probabil. Promovarea. Da, da. Pe încerc viitor. Încerc să mențin Rapsodii Botoșanilor la aceeași ștachetă. Atunci când spui of, ce te doare? Oftez. Spun of, nu mă doare nimic, oftez și merg mai departe. Se întâmplă des? Da, se întâmplă. Cred că o dată pe lună spun of. Când te-a pus viața în genunchi? Dar viața nu m-a îngenunchiat. Niciodată? Am zis că voi fi îngenunchiat când a plecat mama. Atunci a fost perioada cea mai grea. O dramă pentru sufletul tău. Da, nu mă așteptam. Nu mă așteptam și nu știu, cred că, zic așa, cei ce au părinți, ce au mame, ce au mamă sau tată, să îi prețuiască, pentru că vine momentul că nu mai sunt. Strigi către cer? După măicuța ta? Nu, mă uit, nu strig către cer. Mă uit la icoana care a stat la căpătuiul mamei și spun, ajută. Și te ajută? Cred că mă ajută. Ai mai suferit și atunci când... Când a plecat sora mea prima dată. A plecat atunci sora a fost ta. Prima lovitură care am gândit de la viață. 41 de ani, accident vascular, în Italia, nu aveam bani să o aduc. Și? Erau frații mei în Italia, greu, foarte. Ei au căutat acolo să facă suma 10.000 de euro. Și bani. Nu au reușit. Au reușit. Dar foarte greu. Foarte greu. Deci trebuiau făcuți acești bani într-o săptămână.
într-o săptămână. Ea a murit joi spre vineri, vineri dimineață m-a sunat sora mea, Lina. Și zice, nu veneam să cred, cum, 41 de ani, avea 41 de ani să plece. Și am spus, hai, faceți voi cum faceți, strângeți, fiecare, faceți, trebuie să o aducem. Am reușit ca... Deci a căzut, era și într-un weekend. Dă-i seama, instituțiile statului de acolo nu lucrau. Avea vineri la dispoziție și luni ca să se pornească luni. Și miercuri dimineața a ajuns în sat. Eu sâmbătă și duminică aveam cântare, aveam nuntă. Și te-ai dus? Am plecat. Trebuia? Am plecat pentru că trebuia să fac bani, să o aduc de acolo. Și trupul a venit acasă? Am plecat plângând, mi-am șters lacrimi. Mama era în viață, da, atunci? Mama era. Mi-am șters lacrimile. Și am cântat, m-au rugat să revin și am spus nu pot pentru că sora mea este de masă. Și-au făcut cruce, cei de la munt, și eu am plecat mai departe. Dar în evenimentul respectiv nu s-a știut că eu am în familie un așa mare necaz. La cumătrie la fel, am cântat, iarăși, hai mai stați, și am spus nu, sora mea este. Și am plecat. Aveai nevoie de acei bani? Acasă, am înmormântat-o. Da, chiar aveam nevoie de acei bani. Și încă un lucru care pe mine m-a marcat. Ce te-a marcat? Dirijorul Ciprian Potoracă m-a sunat și îmi spune așa. Dănuț, eu știu prin ce treci. Ai nevoie de bani? Și ai spus da. Nu, am spus nu. Am de spus ce? Nu. Din orgoliu? Nu, știam, deja eram pe drumul când știam că se va face suma aceea, frații mei din Italia vor face suma. Dar gestul dumnealui a fost nobil. Maestru Cubălă la fel, doamna Cubălă, Dumnezeu să o ierte și să o bindească acolo. M-a întrebat, ai nevoie de bani? Și am spus, dacă o să am nevoie, o să vă spun. L-am adus acasă, am înmormântat-o. Și viața a mers mai departe. Viața a mers mai departe. Dar cu suflete dragi pierdute. A fost persoana care eu am stat în casă. Te-a ajutat și a ținut pe tine mai mult. Foarte mult. Surioara ta, am spus suflete dragi Mariana pierdute de către tine aici, dar pe care într-o zi le regăsești la ceruri, pentru că are grijă bunul Dumnezeu. Să știi, crezi în lumea de dincolo? Cred. Cred pentru că am visat-o o singură dată. Mi-am propus din marmură să-i fac monumentul. Și când mi-am propus, am visat-o, era în fața cimitirului, într-o zi însorită, se uita la mine, zâmbind și îmi spune, vrei să faci tu asta pentru mine? Atât. Și ai făcut asta? Am făcut acel monument, dar am luat așa, am făcut și pentru ea, pentru mama și pentru tata. Când am terminat, am adus-o pe mama la cimitir și îi spun, mamă, hai, dă-mi, spune-mi, cum scriu? Uite, Mariana este aici, aici, cum, tata sau matale? Și ea spune, acum îmi dau seama. Deci, eu n-am realizat. După ce mama a trecut în nefiță, am realizat. Spune, măi băie, știi ceva? Unii mine a doua și trece pe taicul la sfârșit. O premoniție, probabil. Nu știu. Tu nu ai premoniții câteodată? Poate am, dar nu... Mici viziuni. Nu. Poate am, dar nu, eu nu țin cont. Eu trece o zi, vine ziua de mâine. Eu mă gândesc la ziua de mâine, ce o să fac mâine. Ce face tatăl tău? Ce să fac cu bătrâneții de acasă? E foarte supărat că am plinit vârsta de 80 de ani și un bătrân. Mulți înainte să fie sănătos. Să dea Dumnezeu să-l țină sănătos pe dumnealui. O suplinește pe mama? Nu. Nu? Nu. Nu reușește? Nu. Aurelia, uite aici. Când spui mama, să lipezi buzele. Când spui tata, să lipezi. Mama, rămâne. Ai divinizat-o pe mama. Da, pentru că a fost cea care a ținut la mine. Mi-am spus că de mult o iubesc.
dar i-a știut tot timpul asta. Ai un obiect de la Dumnezeu pe care îl păstrezi cu sfințenie? De care nu te dezlipești niciodată? Da. Am un set. Un set de cafea de la mama. S-a dus în piață și mi-a cumpărat un set de cafea. Mama. Și mi l-a dat. Care este hrana sufletului tău? Cântecul. Și dacă nu ar fi fost cântecul? Nu știu. Cu ce te-ai fi hrănit? Aș fi muncit. Mi-aș fi ales o meserie și fi mers spre o meserie și aș fi făcut ceea ce aș fi crezut eu că pot face cel mai bine. Ce îți lipsește? Material nu-mi lipsește nimic. Ești bogat? Am o situație materială bună. Ai un apartament aici în Botoșani? Da. În centru? Am un frumos apartament. Ne-am și mai e ceva pe la țară, pe acolo, din câte știu eu. Ne-am făcut o casă la țară, o casă la cuș. Să nu spui căsuță. Să spui casă mi-am făcut, pentru că este o casă impunătoare. Ne-am făcut o căsuță. O căsuță. Dar am muncit foarte mult. Foarte mult am muncit pentru căsuța de la țară, pentru casa de la țară. Te vei muta acolo, și într-o zi? Nu, am făcut acea casă. Vreau să termin acea casă, nu știu când o voi termina, și vreau, când ajung la țară, la acea casă, pe acea uliță a copilăriei, să-mi amintesc de copilărie, să-mi amintesc de mama, să-mi amintesc de oamenii din sat, să-mi amintesc de casa părintească, pentru că eu, făcându-mi casa mea, la casa părintească nu mai am nicio pretenție. Ești împlinit din toate punctele de vedere? Am spus material, da, sufletește. Zic eu, nu m-am căsătorit până la această vârstă. De ce? N-a fost să fie.
Am iubit, am fost iubit, iubesc. Ai o relație? Da, acum da. Am o relație. Poate va fi o căsătorie. Vin să cânt și eu la nuntă. Cu drag te invit. Să dea Dumnezeu. Și să... Dar, bă, cum să spun? Eu nu sunt o persoană. Te bucuri și de un copilaș? Eu nu sunt o persoană. Nu, copilaș? Nu, nu, nu-mi doresc nouă. Nu-mi doresc nouă. Mai glumesc și eu. Nu-mi doresc nouă copilaș. Eu știu, copii cât vrea Dumnezeu. Iubesc copii? Iubesc foarte mult copii. Și îmi plac foarte mult copii. Am o nepoțică de la fratele meu. Am un... Am nepoți de la surorile mele, am, eu știu, nepoate de la surori, îi iubesc foarte pe toți. Mi-s dragi copii. Atunci când se rupe o fire din cartea sufletului tău, cu ce o înlocuiești? Eu sunt o persoană care mă uit în trecut, dar eu trăiesc în prezent și mă uit spre viitor. Cum te vezi peste 5 ani? Nu știu cum mă voi vedea eu peste 5 ani și peste 5 ani nu știu ce plan are Dumnezeu cu mine. Păi are planul Dumnezeu cu tine, dar trebuie să ai și tu proiectele tale. Eu încerc să-mi construiesc proiectele cu fiecare zi care trece. Nu ai principii? Nu, iau viața așa cum vine și am un da. Deci îmi trăiesc viața. Am o singură viață. După ce te ghidezi în viață? Încerc să iau din viață ce este mai frumos. Încerc să văd la alți oameni care i-am în preajmă. Încerc să văd cum gândesc alte persoane. Deci asta am făcut eu. Am văzut, am trecut prin filtrul minții, am avut urechi de auzit, am avut ochi de văzut. Ce a fost bun am luat, ce a fost rău am îndepărtat. Ai făcut foarte bine. Ai mulți prieteni? Am selectat. Am avut persoane care le-am considerat prieteni. Ai avut? Am avut. Dezamăgirile și-au spus? Da. Ca de fiecare dată? Da. Pot să spun că am amici. Cuvântul. Prieteni, dacă am, eu știu cât sunt degetele la amândouă mâini, este mult. Amici am mulți, prieteni, de obicei prietenii când zic că sunt prieteni cu tine, o spun dintr-un interes. Când și-au văzut interesul, nu mai ești prieten. Ai un model după care te ghidezi în viața ta de artist? Sau ai mai multe modele? Am mai multe modele. Câteva nume. Și Daniela Condorachi. Am spus mari artiști din Republica Moldova. Cei au fost cei care mi-au dat acel ceva. Spune, domnule, pot și eu. Oare voi ajunge ca persoană respectivă? Oare îngăduie bunul Dumnezeu să nu să ajung așa de mare cum au ajuns dumnealor, dar măcar să am și eu să urc acolo o treaptă. Ce calități trebuie să ai să ajungi să fii un reper pentru cei care vin după tine? Hei, trebuie să ai calități. Trebuie să ai, în primul rând, caracter. Trebuie să ai caracter, trebuie să ai omenie, trebuie să ai bunătate. Trebuie să nu fii ranchiunos, să nu fii dușmanos. Dar să ai personalitate. Dar personalitatea ți-o formezi. Dacă ai aceste calități, ai și personalitate. Cum definești costumul popular, în manieră proprie? Darul cel mai sfânt. Ca și costumul preoțesc. Hainele preoțești. Ce te nemulțumești la tine? Nu mă nemulțumești nimic, eu sunt bine așa cum sunt eu. De ce să mă nemulțumească ceva? Pentru că m-a dat Dumnezeu, m-a născut, am avut 900 de grame la naștere. Am crescut cum am, cât vă vezi, dita mai omul. Sunt sănătos, zic eu urât, nu sunt, de cântat cânt, o școală am făcut, deci sunt lucruri care, deci n-ar trebui să mă nemulțumească ceva la mine, pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine. Atunci când tragi cortina sufletului tău, ce vezi?
Când trag cortina sufletului meu, mi-aș dori să văd o lume mai bună. Încă o dată mulțumesc pentru că ți-ai răpit din timpul tău și ai venit la Botoș. Respect calitatea ta de interpret, respect și funcția ta care te responsabilizează foarte mult. Eu am o vorbă. Funcția vine și trece, omul rămâne. Pentru mine un manager de orchestră sau de ansamblu înseamnă foarte mult. Sunt foarte atent la tot ceea ce face. Să știi, te voi urmări cu multă atenție. Este foarte greu. După cum știi, anul ăsta Rapsozii Botoșanilor a împlinit și a aniversat 45 de ani de activitate artistică. S-au făcut două spectacole la deschiderea stagiunii, maraton, de 4 ore de spectacol, pe 26-27 noiembrie, anul trecut, 2015 vorbesc. Și s-a realizat un CD cu Rapsozii Botoșanilor, numit Tezaur, un dublu CD, alături de dirijorul Ciprian Potoroacă, de soliștii vocali de la Rapsozii Botoșanilor, o broșură cu Rapsozii Botoșanilor, o plachetă aniversară. Ce să spun? Zic eu că în acești 3 ani de zile am realizat... Ai făcut și un mic bilanț. Da, și ești mulțumit. Acum, la sfârșit de mandat, îmi fac bilanțul și sunt mulțumit pentru ceea ce am realizat ca manager. Tu ce simți? Urmează mandatul 2?
cum o vrea Dumnezeu. Dacă o fi să fie bine, dacă nu... Lași totul în voia Domnului. Faci foarte bine. Da, pentru că El este Cel care a spus acolo sus să ies din căsuța aceea sufletelor și să vin pe pământ. Și fără Dumnezeu nimic nu se face. Absolut nimic. Nimic nu este, nici iarba nu crește fără știrea lui Dumnezeu. Așa este. Am o întrebare pentru Aurelian Preda, ai? Dacă ești mântuit ca artist. Să știi că da. Sunt împlinit din toate punctele de vedere. Cred că tot ceea ce am făcut profesional, am făcut cu dăruire. Mai am de muncit și eu, dar în ceea ce privește emisiunea de sine celebre, nu este la apogeu, dar ne apropiem. Și voi lăsa în urma mea o foarte frumoasă carte de onoare pe care scrie așa: Destine celebre cu Aurelian Preda. Iar ca interpret, să știi că nu prea sunt mulțumit. M-am neglijat foarte mult, i-am scos pe alții în față, m-au dezamăgit și au revenit, dar bunul Dumnezeu m-a miluit. Aurelian, dacă vreodată vei păși în Moldova, pe lângă Botoșani, în Botoșani, ușa casei mele se va fi deschisă de fiecare dată. Dar vreau acolo, la țară. Termin cu casa. Drag, cu drag, cu drag. Îmi doresc, după ce voi termina casa la țară, să merg în sat și să dau un spectacol pentru toți cei din Ghireni, care o să mai... Eu, pentru persoanele care o să mai trăiască până atunci. Pui acoperișul și la cariera ta și vin la episodul 2. Cum o vrea Dumnezeu? Să dea Domnul așa să fie. Pentru telespectatorii noștri câteva gânduri și după aceea plec. Ce să spun, încă o dată mulțumesc celor care m-au ajutat în viață, care mi-au îndrumat pașii, tuturor celor care au crezut în mine. Am încercat să nu dezamăgesc. Dacă vreodată am dezamăgit, îmi cer iertare. Poate așa este în viață, așa este om, poate așa a fost să fie, zic eu. Dar încă o dată le doresc sănătate celor care m-au ajutat și telespectatorilor. Să aveți multă sănătate și bucurii în viața de zi cu zi a dumneavoastră. Dar să nu uit vis-a-vis de străinătate, să nu uit să-mi salut. Vreau să-mi salut că am vorbit de străinătate și mi-a adus aminte de pe unde am colindat eu: Irlanda, Londra, Italia, prietenii mei din Irlanda, Cătălin, pe Elena și Cristi din Londra, pe Olga și Nadia din Italia, vă salut, pe Elena și Vasile, tot din Londra, vă salut și vă pup cu drag, pe tot cei mai buni prieteni. Să știi, românii din străinătate câteodată îmi devin prieteni. Îmi devin prieteni pentru că sunt oameni străini care le-am intrat în casă, sunt altceva, acele persoane. Trăiesc într-o lume civilizată. Să știi, cum sunt acolo, sunt și în țară. Au ajuns acolo, muncesc, când vin în țară, se comportă ca și afară. Și eu mi-aș dori o țară ca afară. Va fi o țară, așa cum îți dorești tu. Eu zic să că Dumnezeu aproape este. Dar sistemul, dacă se va schimba într-o zi, va fi și mai bine. Să nu intrăm în politică, trebuie să plec. Încă o dată, eu vreau să îți mulțumesc pentru tot. Să-ți doresc multă sănătate, să ai succes pe drumul vieții, să ai succes pe drumul cântecului popular și într-o bună zi să ne revedem cu bine. Încă o dată îți mulțumesc pentru că ți-ai răpit din timp și ai venit la Botoșani și când ajung la București, poate ne revedem la o cafea
făcută de tine. Cu multă plăcere. Te aștept. Dragi prieteni, artistul Dan Doboș a semnat astăzi o filă în cartea emisiunii Destine Celebre. Noi ne revedem duminica viitoare, tot la orele 13. Până atunci vă doresc multă sănătate și să aveți dorințe împlinite alături de cei dragi. Primiți salutul meu din Moldova lui Ștefan de la Botoșa. Doamne ajută! Mă iubesc! Cum îi șerum horât, așa-s eu diamărât. Cum îi noaptea fără stele, așa-s și eu prin mijăli, tinereța mea. Cum îi noaptea întunecată, așa-s și eu câteodată, tinereța mea. Se duc anii tinereță și se trece floarea vieță. Așa temă că o ia juneși, moș bătrâne și asta așa plângi. Întrebând din trisus chini, Doamne, și ai avut cu mine bătrâneța mea. A cui pacat îi trag, distau sângurel bifrag, să mă tem când eu post de dar.